O mamă a reușit să-i dea viață pentru a doua oară fiicei sale. De puțin timp, aceasta devenise mamă. În timpul sarcinii a aflat că are afecțiuni renale grave. Din fericire, cu ajutorul medicilor, tânăra a reușit să ducă sarcina până la capăt și a dat viață unui copil sănătos. După naștere, tânăra mamă a fost nevoită să urce iar pe masă de operație, de data asta pentru a primi o nouă șansă la viață. Este o intervenție de transplant de rinichi programată. Este cea de-a patra intervenție de anul acesta cu donator viu, un transplant de la mamă la fiică. Este o pacientă din județul Iași de 29 de ani care a primit rinichiul de la mamă, mama 53 de ani. Este un caz care sigur a impresionat. În primul rând, pacienta de 29 de ani a descoperit problema de la rinichi în timpul sarcinii. Atunci a fost diagnosticată cu insuficiență renală. Ulterior, după sarcina s-a desfășurat cu final fericit și există un bebeluș care acum crește, dar din păcate boala de rinichi a progresat și atunci a fost nevoie de această intervenție.